Salut! Astăzi vorbim despre un subiect care consider eu că ar trebui dezbătut. Într-o luptă permanentă cu oamenii din jurul nostru, am ajuns să fim oameni frustrați. De când suntem copii mici, am fost certați și comparați cu majoritatea copiilor din clasă sau din jurul nostru că nu suntem la fel de buni ca și ei. Și din prisma asta, noi am suferit, dacă pot spune așa, o boală, o frustrare. Văzând că nu poți să dai randament ca restul copiilor din clasa ta, probabil ai devenit puțin mai mult frustrat. Problema este că te-ai mărit, maturizat și tu încă ai rămas la fel. Cea mai mare problemă sunt oamenii. Oamenii din jurul nostru. Cum vrea unul să se ridice la un alt nivel sau face ceva diferit sau este un om diferit, gata frate, haide să-l criticăm, fără să-l cunoaștem, fără nici măcar o chestie. Haide să-l criticăm, haide să-l înjosim, să-l demoralizăm. Păi de ce să facă el așa? Păi pentru ce? Cu ce se crede el mai important ca noi? Păi bun, dacă eu nu sunt bună, atunci fă tu. Fă tu și taci. Fraților, nu mai există pic de umanitate în lumea asta. În loc să lucrăm în echipă, în loc să ne ajutăm să ne susținem reciproc unul pe altul, să ajungem la standard sau la nivelul pe care îl vrem, noi criticăm, noi demoralizăm oamenii, judecăm, îi facem în toate felurile doar pentru că noi suntem șmecheri, ați înțeles? În loc să ne preocupe viața noastră, în loc să rezolvăm problemele noastre și să facem ceva pentru viața noastră, noi criticăm și judecăm pe X și pe Y că de ce face așa, cu ce se crede mai bun, de ce s-a îmbrăcat așa, ia uite-l și pe ăla. Fraților, mai treziți-vă puțin la realitate. Mie, sincer, mi se pare o frustrare enormă pentru că tu judeci și cataloghezi un om după cum vrea inima ta, îl tragi în jos, încerci să tragi în jos doar pentru simplu fapt că tu te plictisești și nu ai ce să faci cu viața ta. Ai devenit un hater prin chestia asta ce faci tu. Cu ce te ajută sau te liniștește pe tine personal dacă demoralizezi un om? Cu ce? Din toată faza asta, tu o să fii singurul care piși de căcat. Ce vrei să obții cu asta? Nu obții absolut nimic. Știi ce obții? Cel puțin din prisma mea, milă. Mila ai să obții de la mine. Dacă vrei ajutor sau vrei să-ți spui opiniile despre o chestie anume, bun, caută-mă pe Instagram, Facebook, pe ce vrei tu și spune, băi, mie nu-mi place chestia asta sau consider că ar trebui să faci așa sau nu știu ce sau la la la, înțelegi? Nu te ascunde în spatele site-urilor de socializare care nu te vezi, da? Deci tu îți spui opinia printr-un site care ești anonim, adică nici măcar nu ai bunul simț și, cum zice, tăria de a veni cu cuvinte concrete și de a-ți spune opiniile în felul tău, fără să jignești, că oricine poate să facă chestia asta. Dacă vrei să faci prin chestia asta omul să fie trist, din păcate tu ești singurul trist din ecuație, îmi pare rău. Ok, am înțeles, fiecare este pentru el. Problema mai mare este că duceți chestia asta la extrem. Foarte mare extrem. În altă țară nu ai să vezi mentalitatea asta. Românii sunt singura nație care pur și simplu ar cărca pe oameni vii, nu pe cadavre, ca să-i fie lui bine și ca să ajungă acolo unde vrea el. Suntem ridicoli. Și ca să vezi, din păcate, de aceea nu ți-eșe nici ție nimic bine. Pentru că legea atracției există și pentru că cum îți așterni, așa dori. De unde atâta invidie? De unde atâta răutate? Pentru ce? Suntem egali. Indiferent de statutul social, suntem diferiți doar, nu știu, aspect fizic și mentalitate. În rest, suntem egali, fraților, egali. Trebuie să ne respectăm. Și ar trebui să începem să ne ajutăm, pentru că așa o să dăm randament. Niciodată nu o să reușești cinstit
dacă tu calci pe oameni, dacă nu-ți pasă de oamenii din jurul tău. Pentru că cum ție nu îți pasă, nu o să le pese nici celorlalți. De ce ai vrea mie să-mi pese de tine, dar tu să mă jignești și să mă demoralizezi critic și etică? Pentru cum? Cum ai avea pe tine? Adică oricum suntem o nație foarte jegoasă ca oameni și credem că nouă trebuie să ni se ofere și cuvină orice. Pentru că eu sunt Alexandra și trebuie, pentru că așa trebuie. Nu, tu nu ești cu nimeni mai bun decât mine și nici eu decât tine. Ok? Suntem egali, da? Indiferent de unde lucrăm, ce știm să facem, cum arătăm, ce limbă vorbim, suntem egali cu toții. Vreau să înțelegeți chestia asta. Am făcut acest video pentru oamenii care mă întreabă dacă mă cred importantă că fac aceste videoclipuri și pentru oamenii care îmi spune că nu ajut cu absolut nimic pe nimeni prin ceea ce spun. Bun, eu nu vreau să ajut pe nimeni, pentru că dacă voiam să ajut pe cineva, mă duceam, nu știu, la o asociație din asta și ajutam bătrânii, copiii, oamenii, ai străzii, nu știu, ceva de gen. Ați înțeles? Eu fac videoclipurile astea, sunt strict opiniile mele. Dacă cineva consideră că vrea să sustragă ceva din ideile mele, bun. Dacă nu, niciun fel de problemă. Și ca să vă liniștesc, eu nu mă consider importantă. Voi îmi dați importanță. Da? Și să vă mai spun o chestie. Eu am nevoie de hateri sau de oameni ca voi, la fel de mult cum am nevoie și de oamenii care mă susțin și care, mă iubesc. Ca să lămurim și chestia asta, să nu mai dați telonimuri sau căcaturi de genul pentru a mă face pe mine să mă simt, vai, Rozi, cine mi-a dat mie mesaj că, ce, bă, te crezi importantă? Nu, tu mă faci pe mine importantă. Și îți mulțumesc că ești un hater, pentru că haterii vorbesc, iar eu am nevoie de vorbit, înțelegi? Am nevoie să mă vorbești. Asta mă face pe mine mult mai puternică și mult mai ok. Și ca să închei aici, eu zic că ar trebui să evoluăm. Haideți să evoluăm. Haideți să nu mai fim o țară de frustrați, răutăcioși, proști și oameni de căcat, așa cum ne văd străinii.